Salut! Și bine m-am regăsit la un nou clip astăzi. Vreau să fac un scurt anunț înainte să înceapă clipul. Îmi caut un designer, am nevoie de un grafician, adică un designer care să-mi facă thumbnail-urile, bannere dacă am nevoie și chestii de genul. Iar eu îi pot pune la dispoziție publicitatea mea, adică eu îl pot promova pe el constant dacă va fi gen designerul meu personal, ca și cum ar munci la mine, ca și cum ar munci pentru mine, dar am nevoie de cineva care să fie disponibil și să-mi facă lucrurile de fiecare dată când este nevoie, într-o manieră să ne discutăm, să fie ok, adică tot timpul să răspundă la mesaj, să fie om serios. Asta mă interesează foarte mult. Și o să-l bag la channel box, la chestii de astea, și o să-l promovez și o să fie totul super ok. Deci, din punctul ăsta de vedere, o să fie bine, eu asta pot să ofer, dar am nevoie de cineva serios care să mă ajute. Bun, doar pentru canalul ăsta, nu vreau pentru canalul de vlog, doar pentru canalul de gaming. Astăzi ne vom începe o nouă serie, dați-mi 2 secunde, o nouă serie de... Nu așa, bă, că nu așa, bă. Next page, de aici. La Diamond trebuie să punem un pic mai mult de un 5, cam așa, ca să fie mai șmecher. Să găsim noi diamante. Bun. Am făcut chestia asta pentru a găsi diamantele o țâră mai ușor. Bun, și vreau să vă spun, o să lăsăm numele la asta unnamed. Vreau să vă rog, de fapt, să-mi găsiți un nume pentru serie. Știți cum a fost planeta lui Max, Alex World? Găsim un nume, asta vreau, să găsiți un nume. O chestie șmecheră cu Alex, care să conțină Alex, ok? Vă rog. Și vă rog din suflet să dați și voi un like înainte să înceapă clipul. Ok. An error occurred with or excavation. Dar de ce? De ce s-a produs o eroare? Că nu trebuia să se producă nicio eroare. De ce nu pot și eu să am un texture pack care să fie pentru versiunea mea de Minecraft? Lol, ce lag e, să-mi ba piciorul. Mamă, scoate texture pack-ul, bă, că face BOOM! Și nu vreau să facă BOOM. Ok, scoate repede, repede. Repede, repede, repede. Ok, hai. Și nu e un Minecraft 100% vanilla, știu că arăt foarte urât așa și foarte ciudată, probabil sunt cea mai urâtă persoană acum, glumesc, dar oricum arăt bine, asta e clar. Da, să sperăm că nu face boom Minecraft-ul, pentru că am băgat câteva moduri și se pare că ore excavation era un pic fucked up, ca să zic așa, nu știu, hai să vedem. Să nu dea boom. Vrea să dea boom sau? Ok. Bun. Minecraft-ul cred că mi-a dat crash în momentul ăsta, deci... iertați-mă. Bun. Da, crash, e clar. Hai să reîncercăm. Redeschide Minecraft-ul, îmi pare rău. Se redeschide, nu-i problemă. Și rezolvăm. Arăt ca un ciudat, dar nu știu, simt nevoia să stau așa, că mă enervează, gen... Din cauza că am gluga asta, este stresant rău de tot. Dar așa, gen, căști, vedeți? Căști și de-asta, și hoodie. Hoodie. Hai că se deschide imediat Minecraft-ul. Pau! Bun. A trebuit să meargă. A trebuit să mă asigur că vedeți și voi. Stați așa. Da, mă vedeți și voi. Ok. Hai mă să reintrăm pe Unnamed. Survival mode version nu știu cum. Bun, hai. Da, nu înțeleg de ce nu merge modul. Da, va piciorul în el. Reintră. Dacă sunt noi la clipul ăsta, 600 like-uri, pot să zic de că sunt foarte fericit. Da, adică... Deci, și voi vă rog din suflet cu un nume de serie foarte important pentru a putea face seria. Bun, hai să scoatem și shader-ul pentru o secundă. Să ne asigurăm că nu-i lag, pentru că pare că face niște lag. Da, deci orice vreau să scot se dă crash, nu e clar, nu merge. Ok, bun, încă un crash. Super. Super. Ok, 2 secunde, dați-mi 1 secundă repede. Scot într-o clipită modul acela. Știu că poate e un episod mai ciudat, dar nu-mi place să... Ok, deci am scos modul ăla, dar ăla era foarte important. Băgasem și un mod ca să pot să tai copaci mult mai repede, să nu stau jumătate de an pentru a tăia un copac doi, da? Cine mă ascultă pe mine? Da. Nimeni. Copac nenorocit! Că acum o să trească să stau să... O să-mi ia jumătate de an până sparg un copac, pentru că așa face modul. Așa, fără modul ăsta, te plictisești până spargi un copac și asta încercam să evit. Dar nu e nicio problemă, man. Am scos ori excavation-ul.
Nu-i problema, man. Rezolvăm. Rezolvăm și fără. De fapt, nu vreau să rezolvăm deloc bine, dar măcar să rezolvăm. Ok, deci se pare că încă avem shader-ul pus. Bă, măcar să nu fie lag. E 70 ceva de frame-uri, super, super bine. Ne luăm de aici cine a picat. În schimb, avem câteva modulețe, n-am cine știe ce. Am backpack, deci ne putem face backpack, ceea ce mi se pare foarte important. Și poate să mai adaug eu câteva moduri importante, dar uite, de exemplu, am băgat chestia asta. Deci ar trebui să... Cum? Q? Nu. Cum merge mă modul ăsta? Am băgat un mod șmecher care doare pentru frumusețe, ca să facă Minecraft-ul mai normal. Placeable items, ia. Code, no childs, așa, URL. Nu, asta mă interesează. Allows you to place items as 3D. Și cum le așez, adică... Ok, deci avem backpack-ul pe care știu să-l folosesc. Dar placeable, nu știu. Ok, o să vă arăt cum se folosește și backpack modul. Placeable items ăsta o să ne descurcăm, noi, că eu o să caut eu pe internet cum se așează un lucru cu placeable. Da, hai să vedem ce lume interesantă. Deci lumea este destul de interesant, avem un biome destul de interesant, ce pot spune. Și uite chestia asta, dacă eu țineam apăsat pe un buton și spărgeam, dar nu merge pentru că nu am, cădea tot copacul direct. Era foarte rapid și foarte șmecher modul, dar nu le poți avea pe toate, man. Și o să caut și un faithful. O să încercăm să facem lumea de Minecraft cât mai interesantă. Și cred că o să am nevoie de mai multe frame-uri decât 80. Cred că o să am nevoie de 90. Nu știu dacă... Da, mă țin în 90, ok. E nevoie de multe frame-uri pentru a filma și a și juca Minecraft. E destul de complicat, dar nu mă pune să explic, pentru că de-aia am și zis că e complicat, ca să nu mă pune să o explic. Dar în schimb o să încercăm să facem cât mai multe în clipul ăsta, chiar dacă vreo 4 minute mi-a dat Minecraft-ul crește de 3 ori, ca să vedeți cât de multe eforturi fac eu pentru a încerca să fac un clip interesant, da? Deci mai e dat Minecraft-ul crește de vreo 4 ori în, de fapt de 3 ori în 4 minute, foarte interesant. Da, și m-am decis că este, oricum era a doua oară sau a treia oară când porneam videoclipul și am zis că de ce să mai pornesc încă o dată, videoclipul n-are niciun sens, las, mai m-am plictisit, mă luau nervii și dracii dacă mai mă chinuia prea mult cu Minecraft-ul ăsta, că tare enervant e. Suntem pe versiunea de Minecraft 1.10 pentru că pe 1.10 am găsit aceste moduri, cum ar fi backpack-ul, bun, care este destul de interesant, bine. Bănuiesc că le poți găsi pe toate versiunile, dar pe 1.11 nu prea găsești, asta e chestia. Deci pe 1.11 nu prea găsești multe chestii. Dar hai să vă arăt cum se face, dar trebuie piele. Deci o să trebuie să căutăm vaci. Dacă vrem să ne facem un backpack. Și cred că asta o să și fac, pentru că cu un ghiozdan de ăla faci multe chestii. Și poing. Ok, foarte, foarte tare aici. Putem să mâncăm acest Bapel pe naiba, că e Apple. Și sunt sunat, ok, două secunde. Sunt sunat de un prieten, da, gen, e videoclip și nu pot să-i răspund pentru că aș fi nesimțit față de voi și nu am să fac chestia asta. Dar nu-i problema că îl sunăm înapoi. Crafting table-ul, bam, 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 bam. Punem așa. Ne trebuie de-astea și ar trebui să... Ah, dar stai, nu, am nevoie de piatră. De unde iau piatră acum? Îmi trebuie piatră pentru a face uneltele. Uite acolo, simplu. Dar e simplu, mai simplu, nu-i nimic greu, bă, în lumea asta. Sparge cineva... Care te auzi, mă, așa, tu? Tu, mureai, ia. Pare rău pentru tine, ce să zic, mi-e titica de tine care mureai acolo. Dacă nu ești cu minte și te bagi până de alea să te neci. Simplu. Nașpa. Ok, o să luăm cobblestone-ul. Un lucru destul de important pentru a ne face rost de săbii. De fapt vreau să-mi fac cam toate uneltele, dar din piatră. Pentru că dacă le fac din lemn, după oricum le fac din piatră. Deci ce mai faci din lemn? Sincer, e useless. Și ce e aici mare? Se pare că avem o mină. E o mină? E o mină cu ieșire și cu un creeper. Iar tu nu trebuie să vii cu mine, domnule. Domnule, tu te rog frumos să rămâi acolo, pentru că nu-mi plac oamenii ca tine, oamenii ăștia, șerpi ăștia prăduitori. Ok. Hai să începem să ne facem uneltele. Deci începem printr-un cop, ne trebuie de-asta, bam, bam și bam. Deci this is it. Ok, sorry porcușorule, dar tu va trebui să mor pentru că... Na, nu. Nu-mi doresc că eu să te omor. Nu înțelege că a ieșit chestia asta, dar... carnea voastră este destul de importantă pentru mine, pentru a supraviețui. Deci, fiind Minecraft în survival mode, noi trebuie să supraviețuim. Deci o să supraviețuim.
chiar dacă te somor un porcușor biet, biet porcușor. Da, hai să vedem ce mai găsim pe aici în schimb. Poate găsim vaci, că asta m-ar interesa pentru a face backpack, să înțeles că să mă stabilez prea curând. Că nu vreau să mă apuc de casă în episodul al doilea sau chestiile astea, adică par fi mult pe nașpa, că mă plictisesc după. Bun, păi atunci ne mutăm de aici, tati. O să trească să ne prăjim și mâncarea mai încolo. Dar asta trebuie să caut eu acum. Încolo sunt numai d-alea, nu dai de... Întregi copaci totuși, de aia nu, nu mai duce încolo, pentru că dacă mă duc încolo, am rămas fără nimic, mă înțelegeți. Ah, vaci! Super, 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 super. Nu poți să le tai, să le iei carnea direct, asta e nașpa. Dar o să încercăm. Bam. Bun, bucată direct. Și deci fără piele, vedeți voi? Ok, ea mi-a dat o piele. Leather tire 2, e ok. Bam. Bam. Na, 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 văcuță. Bun, 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 rată mă văcuță. Am luat pielea celelalte văcuțe? Da, avem doar 2 piele, frate. Du-te în puii mei. Frate, vreau pielea lor, că asta mă interesează pe mine. Bun. Așa. Bam, trebuie să-i dăm critică direct ca să moară. Să nu încerce să fugă. Deci avem 3 piele, 3 e destul de multă. Asta e chestia, nu o să-mi ajungă toată pielea asta. Village! Oh my god, am găsit un sătuc! De cât timp filmăm? 11 minute. Ce fama ciudatule, dă-ți mă asta jos din cap de ciudat. Ciudatule! Da, deci am găsit un sătuc, dar nu mai sunt vaci. Bă, măcar o să pot să-mi prăjesc lucrurile acolo, ceea ce este super șmecher. O să mai mănânc o bucată de asta doar pentru a putea alerga, chiar dacă știu că e risipă, dacă nu le prăjești înainte. Bun, deci, păi, dacă avem un village aici, băi, de la început suntem stabiliți, tot ce vrei. Vaci să aibă ăștia împrejur și sunt niște șmecheri. Se pare că n-au decât porci. Bă, deci aici este, e frenezie cu porci, bă, la ei. Deci porci peste porci. Le e greu să înțeleagă că eu n-am nevoie de porci. Trebuie altceva mie. Ce facem, mă, de ce lava aia curge? S-a spawnat random chestia. Ai, frate, și fix în încăperea asta trebuia să... Uite că e chestuia. Not bad, bro. Destul de bune itemele astea. Direct un târnăcop de fier. Ok. Păi și atunci, dacă dispunem de niște lemne și niște carne, hai să facem așa. De fapt, vreau așa. Spong. Bun. Și în ăsta la altul. Că de ce nu? Bum. Bum, și asta altă care ne prăjește. Ok. Hai să vedem dacă găsim vaci în, în apropiere, pentru că nu vreau să mă îndepărtez prea mult. Da, se pare că acolo e deșert. E un biom destul de interesant, destul de greu totuși să supraviețuiești în el, dar este interesant. Hai să vedem și ce au ăștia. Lol, dau și acolo sus ferme. E foarte tare făcut satul ăsta. Este un sat extra interesant. Gamiș piciorul în el de sat. E chiar interesant. Deci aici avem un villager, un villager Termi Villager. Așa. Aici au doar o din asta de unde își iau ei. Oh. Un pic de crash sau? Ok, calmează-te. Calmează-te, nu-i nevoie să-mi faci surprize. Știi că nu-mi place chestia asta. Bun. Ok, o să luăm aici morcovei. Câți avem? Puțini. O să trească în schimb să iau astea. Știți de ce? Pentru că o să am nevoie oricum eu de astea pentru a-mi face eu o fermă permanentă undeva, poate. De aia zic că am nevoie de un backpack mai repede, dar dacă vacile alea mi-ar fi tăiat și mie mai multă... Nu spun nimic. Cred că trebuie... Deci câte d-astea sunt într-un pătrățel de ăsta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci mie îmi trebuie 8 bucăți. Deci mai îmi trebuie încă 4 bucăți de piele. Și... Nu știu de unde aș putea face rost de încă 4 bucăți, adică... Trebuie să caut iară. Ăștia-s cartofi? Nu, cartofii nu-mi plac. Că trebuie să stai să-i prăjești și mielene. Să stau să-i prăjesc. Uite morcovi, ăștia-s buni. Morcovii îmi plac, trebuie să stai să-i prăjești. Și dau și destul de multă saturație. Ok. Și luăm tot ce au ăștia, facem raid peste ei. Ok. Bun. Hai că ne-am descurcat. Bine e rău, zic eu. Și acum să ne luăm mâncarea. De unde este ăla? Unde este căsuța aceea? Cu... cu frânalele. Pe aici, uite-o. Bun, bun, bun. O să se facă seara, ceea ce-i nașpa, pentru că nu cred că văd foarte bine eu cu resource pe costa seara, cu shader pe costa, dar poate o să-l schimbăm, vedem noi. Oricum o să trească să mergem în căutare de vaci în continuare pentru a ne putea lua un backpack, pentru că nu vreau să mă stabilez, v-am și spus încă. Nu mi se pare nimic interesant în a te stabili.
Adică doar îți faci o casă, după ți-e lene să pleci de lângă ea, că după ți-e frică că o pierzi. Că de în Minecraft nu ai cum să găsești casa. Asta e foarte nașpa. Dar, eu cred că filmăm de 15 minute. Dar poate că nu-i de ajuns. Dacă oamenii zic că nu-i de ajuns, nu-i de ajuns. Dar nici eu nu cred că e de ajuns, deci cred că o să mai filmăm un pic. Bun, hai că ne luăm astea. Din 32, n-au consumat foarte mult. Aș putea totuși să iau și ăsta. Dacă tot facem raid, facem raid ca lume. Deci interesant, am găsit aici ăsta. Și mă îndoiesc că în deșert aș putea găsi fucking vaci, bro. Deci mă îndoiesc de chestia. Dude, lagul ăsta. Deci mă îndoiesc de chestia asta. Deci probabil nu o să mergem încolo. Pentru că, uite un iepure. Ăștia dau, oare piele? E. Pui de iepure, treci în goa, tu-s ceapa mătii. Oh my god, ok. Ok, tu. Bun, bucată. Carne doar? Rabbit hide. Nu vreau rabbit hide, dude. Dude, eu nu vreau rabbit hide, eu vreau altceva. Dau și eu o dată în porc ăsta. Bun. Hai să-i omor așa. Ok. Hai că îmi trebuie carnea să o am. Pentru că după mie că n-o să mai dau de porcul de alta. Că știi și voi că dai destul de greu de ei. Hop, 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 hop. Mamă, ce lag nenorocit. Eu și eu ăsta. Nu te-aș mai mori de puraș, că oricum nu dai chestii interesante, iar eu nu omor de plăcere, eu omor de foame. Da, și se face noapte, ceea ce e foarte nașpa. O să încerc să fac episoadele cât mai lungi, dar nu o să și postez foarte mult. Adică vedem acum cât de mult vă plac vouă. Știți la ce mă refer? Da, deci deja se face super, super noapte și deja a început, au început să se spawneze zombie. Foarte tare. Foarte tare, da, o să trebuie să scoatem shader-ul. Cred că totuși cu... Știți ce ar merge? Pam! Ah, dar nu face lumină. Deci nu cu shader-ul ăsta face lumină. Poate face CUDA-ul ăsta. CUDA shader nu face nici ăsta. Știu ce face, Mr. Mips. Mr. Mips face. Face Mr. Mips cu siguranță. Hai să vedem. Hai, frate, că tu sigur faci, că te știu, ești un shader bun pentru noapte. Faci lumină, faci multe. Hai, frate, încarcă-te. Iar mi-a dat crești, nu-mi zice că iar mi-a dat crești, că vreau să fac și eu un clip interesant și mai lung. Și uite de ce nu fac eu clipuri, mi-a dat crești, de ce nu fac eu clipuri interesante și lungi? Pentru că Minecraft e în acel. Ok, o să facem asta. Să nu mai văd aici ecranul ăla, fiindcă poate îmi provoacă plag ecranul ăla, nu știu, zic și eu. Uitați-vă și voi, am dat play și tocmai acum s-a deschis și în imaginea, în window-ul ăsta care se încarcă și durează foarte mult și window-ul ăsta până se încarcă și e mai acriză. Da. Iar îmi zice high encoding CPU, zici că am ce să-i fac, să-i dau cu apă pe el să se răcească, zici că e vina mea. Bun, și să-i dăm pe multiplayer, foarte tare, și pe multiplayer o să, nu, pardon, iertați-mă, single player, îi dăm pe unnamed, cum am și spus. Ok, îi dăm aici, loading world, haide frate, haide te rog eu, cu Mr. Mips încărcat, nu mai comentez, da? Da bro? Nu e Mr. Mips încărcat, este CUDA shader, nu vrem CUDA shader, vrem Mr. Mips. Deci nu pot, nu cred, deci nu cred, eu cred mă, deci nu cred, deci nu cred, deci a dat crash, iar, oh, doamne, nu! Mamă. Și eu care vreau să fac videoclipul de 40 de minute, mamă. Cred că îl fac de 30, nu o să pot de 40 cu siguranță, că mai au crizele când încerc să fac ceva interesant și eu. Stau din crash în crash eu. No. Crash în crash. Bun. Ok, hai să vedem. Să scoatem Mr. Mips-ul din ăsta direct, Mr. Mips, dacă se poate. Dacă îmi dă crash nu mai mă joc. Deci vă jur. Nu, cred că îmi dă crash aici. Realizezi că nu fac nimic. Doar sunt într-un fucking lobby. În meniu. În... Nu mai bag niciun Mr. Mips. Direct. Scoatem shader. Nu mai joci cu shader. Nu se poate. În modul plus shader egal. Crash instant. Nu stai la discuții. Delete. Click dreapta. Nu vorbești. Ce ai mă, doamne. 7 creșuri. Câte? Nu mă arați și voi, vă rog frumos. 80, 90 de creșuri. Câte mi-a dat? Deci este fabulos, nu? Fabulos de prost este Minecraft-ul. Ok, scoate căcatul ăsta de pe off, te rog eu. Te rog eu, măcar pe off zin că merge. Deci dacă nu merge nici pe off, mă piși pe CUDA shaders. Mă piși pe CUDA shaders. E, mi-a dat creșuri.
Ok, dați-mi o secundă să șterg shader-ul ăla de acolo. Am data percent, hai mă dat. Shader packs. Cuda căcat ieși afară să nu te mai văd în viața mea de shader handicapat. Faci tu lag și îmi blochezi Minecraft. Să auzi cu cine te pui. Aoleu, deci am 3, cred iar am stat 2 minute sau 3 minute pierzând timpul. Fac episodul un pic mai lung, cred. Cred că de-aia o să mai pun vreo 2-3 minute în plus de clip. Adică mai mergem vreo câteva minute pentru că s-a pierdut mult timp cu prostiile astea și de-aia. Bun, zic că n-avem niciun shader. Bun, suntem pe off. Încercăm Mr. Mips. Iar dacă dă crash și la Mr. Mips, îl lăsăm pof. Niciun, n-are niciun, n-are de ce să ne complicăm să ne... Da. Am zis că îl lăsăm pe off dacă nu merge. N-a mers, ghiciți ce. Îl lăsăm pe off. Nu jucăm cu shader astăzi, e ok. Încă un minut pierdut. Minecraft. De-aia nu mai șterg părțile astea, pentru că sunt mult prea multe. Și de ce să mă chinui doar eu și să-mi fac nervi, adică... Oricum, eu Caterinca, adică cum vorbesc eu pe aici și mă mai screm așa și juri. Înțelegeți voi. Da. Single player trece aici. Hai să-i dăm, te rog eu frumos, nu mai face de-astea proste cu mine Minecraft-ul, adică... Că te omor. Ok, niciun shader. Așa și trebuie, tăticule. Bun. Cum facem acum? Creeper în dreapta, creeper în stânga. Ok, atunci dacă creeper peste tot. Bun, niște mobi acolo. Ceva simplu și interesant. Dar nu poți să nu vii la mine, că mă sperii, pleacă de Mesia, cine te vezi? Mesia electronicelor. Pleacă de nebun creeper. Doamne, deci toți la mine. Ah, nu mi-a luat damage. Interesantă chestie că nu mi-am luat damage de la asta. Deci ăștia mai și dau damage, asta e nașpa. Bun, am luat Monster Hunter ăla. Bun. Ah, hai că am luat destulă carne, eu plec. Mănâncă. Ok, mănâncă încă una. Dă-i drumul. Hai, fugi. Bun. Bun. Trebuie să găsim vaci, cum v-am și spus, e foarte importantă chestia asta, dar efectiv nu dau decât de porci. Și pe engine. Am cerut pe engine? Sau am cerut vaci? Cred că am cerut vaci. Da, cred că Minecraft nu înțeles ce am cerut. Că nu mi-amintesc când am zis pe engine, chiar nu mi-amintesc de chestia asta. Au, doamne, dă-mi o vacă. Uite acolo! Bun, vaci. Te rog din suflet, vacile astea să-mi dea toate, multă piele. Înainte vacile dădeau atât de multă piele, acum nu mai dau nimic. Și ca să nu mai zic că dacă vreau să... 6, bine. Să nu mai zic că dacă vreau să-mi fac 8 direct. Dacă vreau să-mi fac un ghiozdan mare, între mai multă piele, nu mai zic. Ok, bun, mi se pare logic de fapt să întrească mai multă pentru un ghiozdan mare, da. Bun, deci facem un backpack, bro. Here we go. Ce? Ok, și backpack-ul? Nu e? Ăsta e laser, frate. Tu glumești. Nu mă băgați în seamă, vă rog frumos. O să schimb, cred că și versiunea Minecraft-ului, nu. Nu mai ia criză, mă, piși moduri proaste. N-ai cum, n-ai cu cine, n-ai cum. Simplu ca bună ziua. Fucking Minecraft este atât de enervant și de stresant. O să spargă ăștia în schimb. În schimb o să spargă ăștia echipa Minecraft. Hai mă, așa, bun. Da. Revenim, mergem în templu ăsta, vedem ce pică în el, poate pică chestii șmechere, poate nu pică nimic, poate o să murim, că nu prea știu eu să umblu în templele astea. Ia mă, dar pe aici pe afară nu găsesc nimic, doar aici jos, nu-i așa? Nu mai știu exact unde sunt, dar afară nu e nimic, doar înăuntru, dacă vrei. Bun, deci îmi amintesc, trebuie să spargi un dăsta din câte știu și este un singur loc în care dacă tot să cazi, o să-ți iei urât. Deci o să cădem în locul celălalt, ca să zicem așa, nu știu. Bun, deci dacă ai căzut pe pressure plate-ul ăsta, eu zic să nu ne atingem de el, mă, ca să ne asigurăm că e tot ok. Mamă, și nici măcar n-am... Diamant. Bine rău, diamantul. Are, iar că e bun. Enchantment, bun, ial. Și-ar putea arunca floarea asta, zic și eu, nu știu.
mult. Horse armor și iron. Mamă, 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 ce chestie am găsit, ești nebun. Bun, și aici. Mamă, golden apple. Frate, ce de iteme și mechere. Ok, ne merge bine, o ducem bine în momentul ăsta. Chiar, chiar e foarte, foarte bine. Ok, păi atunci ce facem așa? Ne vom cățăra. Și fiți atenți, stați. Asta e aroganță, aroganță, fiți atenți. De fapt, mergem mai sus. Ok. Și bam. Nu? Trebuie ceva mai gros? Ok. Nu m-a interesat atunci, atunci plec. Că nu vreau să mă pun eu acolo pentru că o să fie o explozie urâtă. Bun, este un alt zombie cu hainuțe pe el. Stai că ăsta e de la altul. De alargă mai repede sau care e puterea lui? E mai înalt? Sau alargă mai repede? Că nu mă prind. Dă-i drumul, dă-i drumul de pe Ianjan. Ah, n-a dat nimic interesant, deci nu mă interesează. E inutil să-i omor dacă nu dau nimic interesant. Ok, deci se pare că încolo mai avem biome din ăsta de până acum. Și încoace, dă-te de aici, intră în apă, te rog. Bum, mori, super. Ne-am desfurcat și cu tine. Măcar o să putem face săgeți tot felul de chestii de-astea. De fapt, nu cred că săgeți. O să pot face, da, săgeți nu o să pot face. Nu știu cum se fac săgețile, că nu mai știu. Trebuie fier, fier și flint, sau, nu, fier și flint e pe de flint and steel, săgeți și flint, sau săgeți și flint, nu, cred că săgeți și flint, da, săgeți și flint, dacă nu mă înșel. Și să găsiți destul de greu flintul, ceea ce-i nașpa. Trebuie să stai, să spargi până te apucă boala pentru a găsi niște flint. A, de fapt, uite bă, că am găsit direct ceea ce ni trebuia, uite bă, uai, direct bă, băi, n-are el săgeți, dar n-avea și săgeți omul? Nu. Ne-a dat doar arcoazi săgeți, descurcați-vă, nu mă interesează pe mine. Hou, mihau, ce e aici, frate? Arararararara! M-a speriat. Ok, o oaie. Oaie! Putem să dormim, ok. Ok, trebuie repede, 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 la o parte, la o parte, la o parte, la o parte. Haide, te rog. Mamă, mori, că mor eu până mor tu să mor. Bun. Bun. Pune chestii, te rog frumos, bun. Avem și noi doi fier? Avem mai mult chiar. Bun. Trebuie să mâncăm repede, să ne asigurăm că nu o să murim. E foarte riscant aici ceea ce facem noi, că stăm așa. Ok. Șpong, șpong. Chiki, nu-mi trebuie niciun de ăla. Ah, stai acolo și plângi. Bun. Rademoile repede. Îmi trebuie astea. Stai, mamă, lasă-mă, te rog eu. Ce ești, mă, ești săritor tu? Ok, bun. Ia și asta, lână asta, că e lână și ea, nu? Nu e și ea lână? Ia toate. Defrișăm oile. Ok, bun, nici asta n-are. Mă rog, hai să-mi fac repede patul ăla și să mă cul, doamne, iartă-mă că nu mai pot. Mai ia criză. Ok, bagă somn, așa. Am scăpat de voi zombie, pare rău, nu știu cum să vă zic, dar să face zi. Și filmăm de 30 de minute, dar am zis că o să mai filmăm un pic pentru că e nevoie. Bun. Bun. Ce pot eu să arunc acum? N-am nevoie de raw mutton și poate și de asta n-am nevoie. Că în rest de chest și de ăsta inutile le pot face oricând. Ok, deci cam atâta cu astea. Și acum trebuie din nou să mergem. Nu știu cum pot face fucking backpack-ul ăla. Deci backpack-ul ăla mă bate, frate. Eu nu înțeleg cum pot face backpack-ul. Pentru că am văzut așa să face. Cum am zis eu. Ia stați-mă două secunde. Deci două secunde. Asta e numai pentru mine. Așa. Backpack. Ia. Yeah. Oh, stai. Game mode 1, dacă se poate. Și backpack-uri. Ui, press shift for more info. Păi și cum fac? Există gen, pot să văd cum se face? Ia stați așa. Nu asta, mă. Game mode 0. Nu poți, nu? Și cum fac chestia asta? Știu doar că pot să-l țin în spate sau ceva de genul. Ia stați. Uite aici dacă parcă nu merge, ok. Deci, e ciudat rău. Și cum îl deschid, de exemplu, ia. 0 din 0, deci nu are slot-uri pe ăsta. De exemplu. Foarte ciudat e modul ăsta, eu nu pot să-l înțeleg.
Deci cum se face și de ce nu îl pot folosi? Adică backpack ca backpack. Deci dați-mi două secunde că nu înțeleg. Adică am vrut și să instalez un mod să fac o treabă bună și backpack. De ce 0 din 0, frate? Adică de ce toate au 0 din 0? Ok, hai să încercăm iară. Și cum a dat sloturi? Back. Bottom backpack piece. Ce mă? A, așa se face un backpack? Trebuie tot felul de dăstea. Băi, ești tu nebun. Păi șter modul ăsta, bă, fivar modul de râs. Păi și iau și unul cu sloturi. Vă rog eu, măcar să iau și un mod cu un ăsta cu sloturi. Mă piși. Știți ce? Nu mai intră niciun backpack, ok? Lăsați-mă în pace. E clar, e buguit, e stricat. Se pare că acolo e video-ul ăla de unde am plecat noi. Ok, luăm astea. Dar nu știu ce o să facem cu inventarul, pentru că se duce în lipsă. Dar o să iasă că eu să găsesc un mod nou cu backpack. Un mod mai bun cu backpack. Un mod care să funcționeze cu backpack. Pentru că ăsta nu funcționează cu siguranță. Bun, am intrat înapoi în oraș, se pare că din nou am avut un leg spike, dar nu mă întrebați de ce, că nu știu. Deci, poate putem să stăm prin apropierea orașului, pare un oraș simpatic, un oraș care ne-ar primi ceva primitor, ceva șmecher. Ok, că ne urcăm aici, stăți așa. Și aș putea să fac ceva. Îmi trebuie... Nu mai am ora de tăiat? Nu, ba da, uite. Ok, aș putea să mai tai niște copaci pentru că simt așa că n-am destule lemn, simt că mai trebuie lemn, simt că de chestia asta am mare nevoie. Ok, deci tăiem copacii. Tăiem copăceanes. Tăiem, așa toți. Ok, am luat copacii. Și acum, fiți atenție. Hop, 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 hop. Hop, hop. Bun. Și acum, crafting table. Nu de altă, nu mai ce să mai fac cu itemele, deja devine un stres. Mai facem două de-astea, bam, bam, și pune aici, că nu mai pot, nu mai pot, deci e clar. E criză mare, haide, tot, nu mai țin nimic în inventar, gata mă, sunt chel. Mulțumesc mult pentru atenția acordată, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și noi ne putem juca ori Minecraft Vanilla, ceea ce este ok, sau ne putem juca ori un Minecraft modat, vedem acum. Dar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like, cum am și zis. Eu am fost Alex, iau, noi ne vom revedea data viitoare, pa, pa!